Partea a doua a emisiunii de astăzi, Bucovina Sport Action, și avem, după cum vă spuneam, doi dintre reprezentanții echipei U16, ce a prins loc în play-off-ul Ligii Elitelor, și, bineînțeles, antrenorul echipei, Andrei Ițco, iar o altă ispravă a sportivilor prezenți în emisiune e că au fost și selecționați la loturile naționale, ceea ce cred eu e onorant și pentru antrenori, și pentru echipă, și pentru copii, dar și pentru liceul cu program sportiv până la urmă. Sebi, și tu ai fost la lot? Da, eu am fost selecționat în lotul final al echipei României, chiar acum săptămâna trecută am avut... Cum se cheamă? Lotul final? Lotul final al echipei naționale. Așa. Chiar săptămâna trecută am avut două amicale cu Bulgaria, la ei acasă. Am înțeles. Tu joci... Mijlocaș central. Mijlocaș central. Ai prins, ai jucat? Da. Primul meci a fost titular și am jucat prima repriză, iar al doilea am jucat 20 minute. Am înțeles. Bun, bănuiesc că exista și o logică de a rula toți, da. Toți exact, sportivii exact convocați la lot. Până la urmă așa și trebuie. Cum a fost să îmbraci tricoul echipei naționale? Vă dați seama, a fost o onoare să-mi reprezint țara. A fost o mândrie să ajung acolo, dar a fost și destul de greu până acolo. Am trecut prin mai multe teste, Cât de grele au fost testele? Hai, povestește-mă. Păi a fost, nu că au fost foarte grele, au fost multe. Am plecat de la... Cu ocazia asta să văd și eu ce pățești un copil care a plecat din Suceava, îl țin ăștia la Mogoșoaia, îl întorc pe toate părțile și... Ia. Au fost mai multe selecții. Prima oară a fost pe județul nostru, pe Suceava, care au venit copiii din toată Suceava. Mm-hmm. Apoi am jucat cu ceilalți din județul Botoșani. Așa. Care și ei totodată s-au întâlnit, s-au unit. După care iarăși ne-am unit județul nostru cu județul celor de la Botoșani. Da. Și am jucat cu cei de la Iași, Vaslui, sau, da? După care iarăși ne-am unit și am jucat cu cei de la Bacău, Neamț. Deci s-a făcut așa cumva o structură piramidală. Da. Da. După care după ce am jucat cu cei de la Bacău și Neamț, am mers la prima selecție la Mogoșaia. Așa. Unde iarăși am avut două selecții și apoi lotul final. Lotul final, asta înseamnă câți sportivi au fost în lotul final? 20. Bun, ei sunt 20 și au un... Nu joacă tot 11 la 11? Exact, exact. Dar deplasarea în Bulgaria au făcut-o 20 de jucători. Uh-huh. Nu 22. Eu m-aș fi așteptat la un 22, da. Așa ar fost, da. Dar acum au fost doar 20. 20. Ce vrea să spună Sebastian, adică el a trecut, chiar și Ștefan, orice copil ca să ajungă, cum îl numesc ei, să zic, lotul final, așa, trebuie să treacă prin mai multe etape de selecție. Adică la nivel județean, la nivel zonal, în momentul în care ei ajung să joace pe zona Moldovei, se face o reprezentativă a zonei Moldovei. Și de acolo joacă cu reprezentativa Ardealului. După ce joacă reprezentativele între ele, urmează să cheme un lot lărgit de 80 de copii la Mogoșoaia. Din cei 80 de copii, din nou să mai triază odată, rămân aproximativ 40, 60, 40 de copii. Ca într-un final, să spunem așa, lotul de asta, final, de asta da, îl numesc și așa între ghilimele, îl numesc lotul final, că acolo ajung ultimii 20, de 25, fapt, da, ultimii rămași, să spun așa, da. Ultimii rămași. Cernuți. Da, da, ultimii 20, 25. E o selecție riguroasă. Dar, cine se ocupă la vârsta asta? Domnul Giolgău este coordonator, da, la loturile naționale. Și sunt mai mulți antrenori care da, se ocupă. Da, da, și la loturile naționale dumnealui este coordonatorul. Chiar el vine în teritoriu, vede copii, cred că săptămâna, acum două săptămâni a fost și la Suceava, pe arena, a avut loc o selecție la grupa 2009, chiar a întrebat și de ei, încă sunt în vedere acolo, inclusiv Ștefan, mai sunt și dintre colegii lor care tot au participat
la selecție. Bun, asta, domnul Iscu, asta e o fotografie de moment. Ei au fost într-un moment, cel puțin în cazul lui Sebi, l-a prins într-un moment bun, era într-un vârf de formă, a ajuns acolo. Probabil că dacă va continua și va fi foarte serios, va fi în continuare selecționat, având deja în cartea de vizită trecută așa ceva. Asta nu înseamnă că de acum locul lui este la echipa națională. Nu, oricând din spate poate să vină Ștefan sau oricare alt coleg care se pregătește foarte bine și care arată o formă sportivă bună în momentul în care se produc aceste meciuri. 100%. Ceea ce le spun și eu tot timpul, și chiar dacă au ajuns la lotul național, nimeni nu le garantează că vor ajunge fotbaliști. Dacă la vârsta asta ei consideră că au ajuns la lotul național și sunt gata fotbaliști, este o mare greșeală. În permanență trebuie să muncească și ba mai mult atunci când sunt în vârf este mai greu. Ca să se mențină, toată lumea vrea să le ia locul și automat trebuie să intervină munca zi de zi. Bun, dar ce înseamnă munca asta? Cât de greu e pentru voi? Spuneți-mi, aveți amândoi cam același program? Da. Ok, bun. Hai să încep cu tine, Ștefane. Cum arată o zi din viața ta? Că bănuiesc că ziua de luni seamănă cu cea de marți, miercuri, joi, vineri, adică n-ar fi o mare diferență. Cum arată o zi de program? Păi mă trezesc de dimineață la ora 8 și... Tot faci navetă, în continuare faci navetă de la Salcea? Da. Deși Salcea nu e chiar așa mare distanță, zici că e o navetă, frasiunul, da, într-adevăr, sună navetă, dar... aveai și opțiunea căminului de la liceu, program sportiv, nu... Mi-e mai ușor cu navet acum. Am înțeles. Ok. Bun. Deci cum arată programul pentru tine? Păi mă duc de dimineață la antrenament. Ce înseamnă asta? La ce oră? Păi câteodată este la ora 9:30, câteodată este la 10:30. Am înțeles. Deci fluctuează în funcție de orarul lor școlar. Adică între antrenament și cursuri să nu aibă o pauză decât de o oră să poată să meargă să servească masa. Să nu fie foarte fragmentat programul. Da, eu mi-am adaptat programul. Antrenamentele disputându-se pe terenul sintetic, terenul mare. Așa, okay. Sintetic. Continuă, te rog frumos. Este antrenamentul, după aceea mă duc la masă, că mănânc la liceu cu program sportiv. Așa. Mănânc. După aceea încep orele și depinde de program la cât termin. Ajung acasă, îmi fac temele, învăț și câteodată încep să fac abdomene, flotări. Da, deci un alt antrenament personalizat, al tău și numai al tău. În cazul tău, Sebi, cum e programul? Și la mine este aproximativ la fel, numai că eu am școală de dimineață, de la 7 până la 1-2. Așa. După care... Unde faci școala? La liceu, program sportiv. Da. Am înțeles. După care merg la cantină la noi, mănânc și după aceea am antrenament. Seara, după antrenament, ajung, mă duc în cameră, că eu stau în cămin. Ah, deci tu ai optat pentru varianta căminului. Da, stau în cămin, îmi fac temele, învăț și tot așa, abdomene, flotări. Am înțeles. Program destul de riguros. De ce și abdomene și flotări în fiecare zi? Este perioada în care ar trebui ei deja să înceapă să pună și masă musculară, să-și dezvolte și forța. Dacă până acum nu era foarte indicat sau nu se punea un accent așa de mare pe forță, acum sunt la vârsta în care trebuie să lucreze și pe partea de forță. Noi avem o sală de forță, o sală de fitness, de unde mai lucrăm stretching. În principiu, în momentul precompetițional, avem și antrenamente, două antrenamente pe zi. Adică, spre exemplu, marți venim pe teren, după ce au terminat cursurile, seara intrăm în sala de forță. Dar da, spune, scuze-mă. Între perioada, să zic, competițională, ei lucrează și au program și lucrează și acasă. Lucrează individual. Da, acum vreau și eu să-mi fie satisfăcută o curiozitate și anume câte flotări, câte abdomene. Sebi. În serii, abdomene câte 60 și flotări 20. Câte 60? Câte serii de 60? 4-5. 4-5 serii. Deci și flotări? 30. Serii de? De 30 de flotări, 3 serii. 3 serii, așa. La tine? Păi la mine 3 serii de 30 de flotări și 3 serii de 30 de abdomene. Am înțeles. Tu înseamnă că stai mai bine cu abdomenul, n-aveai ce să lucrezi mai mult pe acolo.
A fost greu să accedeți în play-off-ul Ligii Elitelor? Cum ați simțit voi din teren meciurile astea? Păi, pentru mine a fost ușor. Fiind meciurile o dată pe săptămână, puteai să te refaci. Și nu, n-am simțit oboseala. Doar când eram la cealaltă școală, simțeam oboseala programului. Am înțeles. La tine, Sebi, cum ai văzut-o? Da, destul de ușor și la mine, dar atât a fost greu că echipele din campionatul acesta sunt bune toate. Nu este așa o mare diferență între primele clasate și ultimele. A fost vreun meci care ți-a părut rău când l-ați câștigat? Da. Am avut meci cu Petrolul, care e penultima clasată și, din păcate, am pierdut. Dar cum a fost meciul sau cum a decurs? Dacă vă zic, asta nu mai e în partea lor. Am avut ocazii, vreo 3 bare. Mingea continuă la noi, ei au scăpat pe contraatac și mi-a dat un gol. Deci exact, deci... Rezumatul perfect. Păi nu, dar, doamne, de atâtea ori am întâlnit asta, adică, și dacă stau bine și mă gândesc, ultimul meci la care am fost împreună, domnule Iscu, a fost meciul dintre Clubul Sportiv Universitar și Steaua București. Mă gândeam să nu zic FCSB București. Domne, meci absolut spectaculos. Deci am condus, am făcut ce... Domne, dar așa e, câteodată se întoarce meciul pe partea altă că nu știi ce se întâmplă. Dar eu nu știu, am avut în permanență încredere în echipa asta de mânji a Sucevei și chiar ne-a ieșit. Adică, până la urmă, rezultatul eu cred că e un câștig. Rezultatul de egalitate cu Steaua. Așa este. Și e pentru, în primul și în primul rând, pentru copii. Mă uitam la Stanciuc, adică cel puțin pentru mine, pentru el, pentru public, pentru toată lumea. Și asta ca să pronunț un singur nume, să nu mute emisiunea de pe fotbal pe handbal. Pentru că discutăm astăzi de fotbal cu copiii ăștia, cu Petraru Ștefan și cu Burlacu Sebastian. Din punctul tău de vedere, Ștefane, care a fost meciul care ți-a părut rău când nu l-ați câștigat? Cel cu FC Bacău. Acolo chiar puteam să-i batem la un moment dat, chiar am fost peste ei, erau demoralizați și puteam să fim peste ei. Prima dată am deschis noi scorul fix în primul minut, am dat gol. După aceea ne-au egalat, ne-au condus după aceea cu 2-1, am egalat și am mai avut încă câteva faze în care puteam să marcăm și să luăm cele 3 puncte. Și atunci aveam atunci. Poate Ștefan spune aici un pic așa și mai personal. Chiar el a avut, dintre acele faze, a avut o fază foarte frumoasă construită de el în care a scăpat singur, a driblat un adversar, a pus jos portarul și milimetric, să spunem așa, a ratat. De asta fiecare, știți, fiecare le vede și un pic personal. Sebastian, într-adevăr, în meciul cu Petrolul, am pierdut cu 4-3, un joc foarte, foarte frumos. Am avut ocazii, dar câteodată, știți cum e, fotbalul nu ține neapărat cont de... Domnul Iscu. De atâta timp antrenați copii și chiar vă consider... bine pe direcția asta și chiar mă bucur. Cred că foarte importante sunt și meciurile astea în care luăm bătaie. Sigur, sigur. Pentru că și de acolo putem învăța multe lucruri. Sau mai multe lucruri câteodată exact. Le înveți din meciurile exact. În care... Dar asta nu înseamnă că e bine, că trebuie să ne învățăm să... Nu, trebuie să ne învățăm să fim câștigători, să fim cei mai buni. Asta e clar și cred că asta e insuflat în orice meci și asta insuflă orice antrenor. Dar și meciurile astea în care rezultatele nu sunt, mai ales la nivelul ăsta, îi călesc extraordinar de bine și îi direcționează cum trebuie și în viață. Așa este, știți cum, eu am o vorbă, toată lumea știe să câștige, mai greu este să înveți să pierzi, adică să accepți că ai pierdut. Sunt și aspecte pozitive dintr-un meci pierdut, adică câteodată și echipa poate se unește mai mult la un joc pierdut sau la un joc pierdut, cum au spus băieții, poate nedrept din punctul lor de vedere sau un egal în care puteam să câștigăm, să provocăm prima înfrângere și singura înfrângere liderului FC Bacău. Adică
o echipă... Ar fi meritat să le administrăm noi, da? Da, ar fi fost. Știți cum e? Și acum analizând... Nu-i nimic, avem tot timpul, nu? Analizând toate aceste situații și poate eram noi în locul lor. Adică dacă eram puțin mai atenți cu Petrolul, dacă eram puțin mai pragmatici cu Bacău, poate cele patru puncte ne duceau acolo mai aproape de locul 1. Mai aproape sau chiar, de mine. Sau chiar da. Acolo. Bun, haideți că ne apropiem și de finalul acestei ediții. Spuneați că în momentul de față pe play-off-ul Ligii Elitelor sunt patru grupe, da? Sunt patru grupe, a câte șase echipe. Da, acum jucăm tur-retur. Jucăm tur-retur, exact. Așa. Asta înseamnă câte meciuri? Vom avea 10 meciuri. 10 meciuri. Suntem 6 echipe, vom avea 10 meciuri. Primul meci a avut loc sâmbătă. Da, sâmbătă aceasta a avut primul joc. Primul joc cu, să zic așa, am început primul joc cu ultimul joc din campionat. Am jucat tot cu Tâmpa Brașov. În campionatul regulat am jucat cu ei în ultima etapă. Acum, ce am făcut atunci în ultima etapă? Ultima etapă am făcut egal, 1-1 și în prima etapă din play-off tot s-a rescris istoria. Deci tot 1-1. Tot 1-1. Ambele meciuri le-am jucat acasă? Ambele sau? Meciuri le-am jucat acasă, da. Deci au ăștia noroc la 1-1 în deplasare. Încep bine campionatul, ca să spunem așa. Da, a fost un joc, așa să zic, mai mult de angajament. Fiecare dintre copii, adică și-au dorit să demonstreze că acum o săptămână a fost un pas greșit și a fost un joc de angajament, un joc frumos cu ocazii și de o parte și de alta a porții. Cine a marcat la noi? Găină Fabian. Așa. Următorul meci? Următorul meci îl vom avea la FC Botoșani. Echipă calificată și ea în play-off-ul Ligii Elitelor. Deci Brașov, Botoșani, după aia unde jucăm? Avem acasă. FC Bacău, avem în deplasare la Miercurea Ciuc, după care se ia o pauză competițională, chiar dacă mai avem un meci cu Poli Iași din tur, se ia o pauză competițională și vom începe pe 12 martie, începem din nou. Deci pe 12 martie se va relua. Se va relua campionatul. Și din cele patru serii, bănuiesc că la urmă se face un turneu final. Da, se face un turneu final, se califică cu primele echipe sau primele două? Da, prima echipă se califică în prima echipă. Da. Deci avem un fel de sferturi, ca să spunem așa. Exact. Da? Da. Deci prima echipă din seria asta și mai sunt cealaltă trei serii, bănuiesc Ardeal, bănuiesc zona Bucureștiului. Care da, v-am zis, în campionatul, în Liga Elitelor, indiferent de vârstă, nu se ține foarte mult cont de criteriul geografic. Încearcă federația pe cât posibil, dar acolo se consideră... Da, aici a ținut destul de bine cont, pentru că da, Brașovul, Ciucul nu sunt la mare distanță. Da, adică, pe cât posibil încearcă să... Dacă ne punea să jucăm cu Craiova, era o problemă. Adică... Da, bineînțeles. Bine și pentru Craiova. Și pentru ei. Bineînțeles că pentru fiecare echipă de copii și juniori, un cost pentru o deplasare cu cazare, masă, e un pic cam dificil de susținut. Bun, vreau să mai amintesc că miercuri acum vom avea și primul joc în Cupa Elitelor, Cupa României Elite Under 16. Acolo s-au calificat doar primele 8 echipe din fiecare serie. Cu cine jucăm? Jucăm cu LPS Satu Mare. La noi acasă. La noi? La noi acasă, da. Dar e tur-retur? Nu. Se joacă eliminator. Am înțeles. Deci miercuri la ce oră? Miercuri la ora 11. La liceu cu program sportiv, pe în campusul, pe terenul mare. Doamne, mie îmi place cum arată. Eu aștept câteva bănci acolo, ceva, pentru că chiar au devenit lucrurile bine și multe din meciuri deja au parte de spectatori. Așa este. Ușor se pun lucrurile pe un făgaș normal. Avem promisiuni, să spun așa, că în curând va apărea și o mică tribună acolo. Poate în viitorul apropiat reușim să venim și cu o nocturnă. Noi suferim un pic pe partea asta, ca și echipă, cel puțin eu la Under 16. O parte dintre ei fac antrenamente dimineață și ceilalți
fac antrenamente după amiază, fac de la ora 3 și se întâlnesc. Și acum cum începe se întâlnesc mai... Exact, dar da. Problema este că ei se întâlnesc sâmbătă la jocuri împreună, să spun așa. Echipă completă. Echipa completă, da. Da. Adică pe perioada verii și aspectul ăsta s-a văzut, pot să spun eu, la început. Adică primele jocuri din campionat le-am dus foarte bine. Toate jocurile au fost prin prisma faptului că am reușit să ne calificăm aici. Veneau cu antrenamentele din vară. Exact, exact. Aveau acumulat, aveau un bagaj din vară, unde au avut 2 luni de pregătire și atunci s-a văzut un pic relațiile de joc s-au mai răcit în ultima perioadă. Dar sperăm ușor, ușor să rezolvăm și această problemă. Mă bucur, știți cum e, mă bucur că suntem suntem singurul liceu cu program sportiv din Liga Elitelor care a reușit să calificăm. Uite, chiar asta n-am remarcat-o. Da, suntem singurul liceu din țară și chiar inclusiv cu ei, cu grupa Under 16, grupa 2007, am reușit să ne calificăm la turnee finale și de fiecare dată am fost cam singurii LPS-uri, toate celelalte echipe, adică academii, cum ar fi Academia Hagi, Academia FC Bacău, FCSB, Da, Botoșaniu, nu? Și Botoșaniu a început în ultima perioadă să ușor, ușor să se ridice și ei cu centrul de copii și juniori. Noi aici avem așa vorbim de LPS Botoșan sau de... LPS Botoșan, nu. Nu. Da. Ei, adică ei au tot o colaborare cu FC Botoșan, dar merg pe FC Botoșan. Am doar înțeles. Doar pe FC Botoșan. Dar noi exclusiv suntem, adică printre singurii, în care participăm, suntem o prezență frecventă la și din punctul ăsta de vedere, cum se reușește finanțarea? Că sunt costuri, adică costuri cu deplasări, cu... Sunt. Avem, adică în momentul de față, avem toată susținerea conducerii liceului, domnului și doamnei directoare și momentan Nu întâmpinăm dificultăți din punctul ăsta de vedere. Da, pentru că altfel știm foarte bine și dumneavoastră știți poate mai bine decât oricine că ați trecut prin atâtea Au fost și momente un pic mai dificile, dar... Nu vreau să-mi aduc aminte perioada de pandemie, când cred că a dat foarte mulți copii peste cap din punctul ăsta de vedere. Da, și știți cum e? Eu cred că și acum încep să vadă repercursiunile, încă se mai văd la ceea ce a fost atunci. Poate chiar unii dintre ei au renunțat a mai practica asemenea... Și nu mă refer numai la fotbal, la toate Bun. Sporturile. Astăzi am dat atenție fotbalului pentru că am avut cu ce să ne lăudăm. Adică din punctul meu de vedere participarea în play-off-ul Ligii Elitelor e un rezultat cât se poate de onorant, iar prezența celor doi sportivi în loturile naționale cred că iarăși denotă că lucrurile se întâmplă corect la liceu cu program sportiv. Chestiune care nu are decât cum să ne bucure. Da, și știți cum e, noi ne bazăm, sau cel puțin lotul echipei este format doar din copii din județul nostru. Doar copii din județul Suceava. Adică dacă stăm să ne gândim, spre exemplu, FC Bacău nu are nici măcar un copil din Bacău. Au toți copiii din afara Bacăului. FCSB aduc de peste tot. Miercurea Ciuc aduc de peste tot. Chiar și Brașov au copii luați din afara Brașovului, chiar inclusiv de la noi, de la noi la Suceava. Sunt selecționate, zone. Din toată țara. Din toată țara? Da, și chiar... Cu atât mai mult acești copii sunt de apreciat că... Da, nu, în primul rând îi apreciesc săi noștri, dar odată în plus condițiile în care se încadrează în competiție. Da. Da, adică știți cum e, mai vorbeam cu dumneavoastră și vă spuneam, poate ușor, ușor încercăm să aducem aici pe stadionul Areni Suceveni și să reușim să formăm o echipă. Știi că ăsta e dezideratul meu. Eu mi-aș dori să fie exclusiv băieți de aici de la noi. Dar dacă luptăm un pic, o să reușim să facem și lucrul ăsta. Am încredere că ușor, ușor lucrurile vor merge în direcția potrivită, în direcția bună. Da, dar după cum spuneam, cu multă seriozitate. Păi asta e cea mai prețioasă și multă sănătate. Asta vă doresc maxim să aveți parte de ea. Domnilor, vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Mult succes în continuare și peste ani mai povestim.
Adică sunt convins că vom face lucrul ăsta. Atât pentru această ediție a emisiunii noastre. Până la momentul reîntâlnirii, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.